Sărbătorile de iarnă au fost întotdeauna ocazia așteptată de românii care studiază sau muncesc în afara țării să vină acasă. Însă anul acesta, călătoriile către România au scăzut considerabil. Acest lucru se reflectă și în lipsa aglomerării din vămi. Spre exemplu, dacă în anii trecuți prin vama porțile de fier 1 treceau în această perioadă mii de mașini, acum locul este pustiu. Aglomerația din vama Porțile de Fier era considerată un adevărat calvar anii trecuți. Din cauza restricțiilor impuse de autorități la intrarea și ieșirea din țară, traficul s-a fluidizat, iar în anumite puncte vamale a fost redus la zero. Se întâmplă și în cele două puncte vamale de pe raza județului Mehedinți, unde și din cauza restricțiilor impuse de autoritățile din Serbia, traficul este ca și inexistent, atât în punctul de trecere a frontierei de la Porțile de Fier 1, cât și în vama Porțile de Fier 2. Dacă în anii trecuți traficul era intens în această perioadă în vamă, anul acesta din cauza măsurilor impuse de pandemie, aglomerația s-a diminuat. Polițiștii de frontieră recomandă tuturor șoferilor să acceseze aplicația de pe poliția-de-frontieră.ro, unde pot observa perioada de timp petrecută în fiecare punct de trecere al frontierei. Cu o rată de infectare de aproape 1400 de cazuri active la 100.000 de locuitori, Serbia este în acest moment pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat, iar cei care vin din țara vecină sunt obligați să stea în carantină timp de 14 zile. Prin vama Porțile de Fier circulă în acest moment doar mașinile de transport marfă.